Bună seara, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Un Pont Păzit. Sunt Dan Bâra și vă invit ca în următoarele 30 de minute să discutăm despre pariuri, să încercăm să găsim meciurile interesante, meciurile care ne pot aduce ceva bănuți. E bine, astăzi am avut câteva lucruri interesante în partidele pe care le-am urmărit. Belarabi a marcat golul cu numărul 50.000 în Bundesliga, deschizând scorul pentru Leverkusen în deplasarea de la Augsburg, scor final 1-3, iar Monaco s-a împiedicat, am putea spune, la Bastia, doar 1 la 1 și în acest moment sunt 4 puncte între Monaco și PSG. Monaco încă lider în campionatul Franței. CFR Cluj și-a consolidat poziția din clasament, luând un avans de 5 puncte față de Dinamo și de Astra și fiind foarte aproape de play-off, iar Granada s-a impus oarecum surprinzător în fața lui Betis, însă noi am pronosticat ieri, ambele marchează și era o cotă bună 1,89 la Unibet. E bine, meciul zilei Unibet de astăzi, prieteni, este Craiova-Steaua. Haideți să vorbim despre el pentru că este unul foarte, foarte interesant. Este un echilibru evident în această partidă, iar casele de pariuri procedează tocmai în acest sens, oferind cote egale celor două formații, 2,75 la victorie, atât pentru Craiova, cât și pentru Steaua, rezultatul de egalitate, o cotă de 2,90, așadar, aproape pe oricare dintre cele trei variante am paria, profitul ar fi aproximativ același. Noi însă nu vom alege niciuna dintre aceste trei variante, deși eu cred că Steaua ar putea să se impună la Severin, chiar dacă echipa Craiovei este una extrem de puternică pe teren propriu și o să vă spun imediat câteva lucruri, dar înainte de asta dați-mi voie să vă mai dau câteva variante de pariere. Gol Alibek 3,65, iată, Unibetul este extrem de generos oferind această cotă de 3,65 care mie mi se pare nemaipomenită. 1-1 scor final, o cotă de 6,25 și cel puțin 3 goluri, peste 2 goluri cu handicap asiatic. Asta înseamnă că noi țintim 3 sau mai multe goluri, dar dacă se marchează fix 2 goluri, primim banii înapoi, o cotă de 1,78. Practic sunt niște cote foarte, foarte bune, foarte atractive aceste cote. Un lucru aș vrea să vă spun. Revenirea lui Alibek în primul 11 al Stelei este un lucru foarte, foarte important și benefic pentru Steaua, cred eu, așa pare în momentul acesta. E principalul atu al Stelei și nu m-aș mira dacă Steaua a reușit să câștige această partidă, pentru că în 2017 Steaua, într-adevăr, pare un pic mai capabilă decât era pe finalul anului trecut. Dar Craiova, pe teren propriu, este extrem, extrem de solidă și statistica spune în felul următor: în ultimele 18 meciuri jucate acasă, acasă fiind vorba de Severin, bineînțeles că acolo joacă Craiova deocamdată, are în ultimele 18 15 victorii și vă spun câteva dintre echipele pe care le-a bătut. Culmea, pe toate le-a bătut cu 2 la 1. Craiova, CFR Cluj, 2 la 1. Craiova, Pandurii, 2 la 1. Craiova, Dinamo, 2 la 1. Craiova, Viitorul, 2 la 1. Iată, așadar, câteva dintre victimele care au avut parte de Zilea Mare la Severin. Puntul nostru este ambele marchează, prieteni, cred că e un pont bun. Steaua are încă probleme defensive și în ideea asta în care Craiova joacă foarte bine, mă aștept ca formația gazdă să marcheze, dar bineînțeles cred că Steaua va câștiga. Deci ambele marchează, e un pronostic undeva la mijloc care ne scutește de bătăi de cap. Tot în Liga 1 mai avem câteva partide. Voluntari primește vizita celor de la Gazmetan Media și Voluntariul vine după meciul cu Steaua, acel 2-2 care a produs o mare surpriză până la urmă în campionatul nostru. E bine, cred că are un moral destul de bun în acest moment Voluntariul, iar Gazmetan Mediaș e la 3 puncte distanță de calificarea matematică în
play-off. Așadar, ambele formații au anumite aturi, iar noi mergem pe ambele marchează. Vă spuneam, am repetat și o să mai repet, la Gaz Metal Media, și chiar dacă le-au plecat principalii doi marcatori, echipa este în continuare solidă și practică un joc destul de consistent. Pandurii Concordia Chiajna, un duel între Flaviu Stoican și Dan Alexa, doi foști colegi de echipă pe vremea când evoluau la Dinamo. Cred că Dan Alexa are echipa mai bună și echipa mai e și antrenorul de fapt mai capabil să-și ducă echipa către victorie. Astra joacă cu Viitorul, iarăși meci mare în Liga 1. Am văzut, Astra e o echipă la care te poți aștepta la absolut orice, o echipă care te face să nu te plictisești atunci când ești în fața micului ecran. Noi mizăm pe X pauză sau final. Asta în ideea în care Viitorul e într-o formă magnifică în acest moment. 7 victorii consecutive, dar statistica spune că Astra a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri directe cu Viitorul. Așadar, X pauză sau final. Vedem un echilibru evident aici și mizăm pe acesta. Poate chiar X final. O cotă de 1,62 pentru X pauză sau final. Mergem în campionatul Spaniei, acum prieteni, la Liga. Și începem cu întâlnirea dintre Deportivo La Coruña și Alaves. Florin Andonea a cam rămas dator, n-a mai marcat, dar poate o va face în această etapă. Oricum, noi mizăm pe goluri în această întâlnire, cel puțin 2 goluri în meci, o cotă de 1,40. Nu e o cotă cine știe ce, dar e bună de făcut un bilețel cu ea. Deportivo este fără victorie în ultimele 7 partide. S-a stricat ceva acolo, iarăși nu mai merge Deportivo. E și aproape de retrogradare, pe locul 16 în acest moment, la doar 3 puncte, de primul loc retrogradabil. Așadar, Deportivo obligată să scoată ceva din acest meci cu Alaves. Alaves care a scos-o pe Celta și s-a calificat în finala Cupei Spaniei, însă în etapa imediat următoare de campionat a pierdut cu 6-0 contra Barcelonei. Cred că, eu știu, euforia aia s-a stins și e momentul ca formația oaspete din această etapă să ia lucrurile în serios. Real Madrid joacă cu Espanyol care vine după un 1-2 cu Sociedad pe teren propriu. Evident, mizăm pe formația madrilenă să câștige la cel puțin 2 goluri, o cotă de 1,53. Sevilla primește vizita celor de la Ibar. Ibar locul 7 și uitându-ne pe clasament, uitându-ne pe statistici, am putea să spunem că Ibar e într-o formă foarte bună. Dar o să observăm, dacă privim mai atent, că împotriva echipelor mari, Ibar se descurcă foarte, foarte greu, iar Sevilla a pierdut un singur meci în acest sezon pe teren propriu și acela a fost cu Barcelona. E adevărat, n-are o formă nemaipomenită în acest moment Sevilla, dar cred eu că va câștiga. Mai mult de atât, oaspeții au și mulți jucători indisponibili. Juncar, Iesgo, Galvez, Dani Garcia e suspendat și Ivan Ramis este incert. Real Sociedad primește vizita celor de la Villarreal și Villarreal pare iarăși în picaj. E o formație frumoasă, e o formație bună, un lot nemaipomenit, dar iată, lucrurile nu merg așa cum trebuie acolo. Eu personal cred că Real Sociedad ar putea câștiga această partidă, dar pentru mai multă siguranță 0-3 goluri meci la o cotă de 1-30. Villarreal, știm, am pierdut în Europa League 0-4 pe teren propriu cu Roma și merge foarte, foarte prost, fără victorie din 28 ianuarie, atunci când o bătea pe Modesta Granada. Celta Vigo joacă pe teren propriu cu Osasuna, Osasuna fiind ultima clasată și, evident, în acest caz mergem pe formația gazdă. Pauză sau final 1, o cotă de 1,40. Celta, iarăși, statistica, parcă te încurcă aici, te uiți și vezi că a pierdut ultimele 3 meciuri, ba mai mult, de 4 meciuri n-are nicio victorie, eliminată și din Cupa Regelui, din Cupa Spaniei. Ne gândim că lucrurile ar putea oarecum să meargă în favoarea Osasunei, dar eu totuși cred că Celta va câștiga această partidă pentru mai multă siguranță. Pauză sau final 1 la o cotă de 1,40.
40. Și Valencia joacă pe teren propriu cu Atletico Bilbao. Mizăm aici pe cartonașe în primul rând, pentru că sunt două echipe în meciurile cărora se dau multe cartonașe. Sunt două echipe destul de indisciplinate din acest punct de vedere. E și o cotă mare, 1.75, iar în turul campionatului au fost în meciul turc, atunci când Bilbao a câștigat cu 2-1, au fost 8 cartonașe acordate și de asemenea un gol al formației vizitatoare. Remarcăm la Valencia un lucru trist, faptul că în acest sezon are doar 5 victorii în 21 de etape. Gijón primește vizita celor de la Atletico Madrid, teoretic Atletico Madrid are un meci ușor la ocupanta locului 18, dar iarăși situația de care vorbeam și în zilele trecute, săptămâna viitoare urmează să joace cu Leverkusen în Liga Campionilor. Malaga joacă acasă cu Las Palmas 1 fără remiză la o cotă de 1.45 și Barcelona primește vizita lui Leganes. Evident, după ce s-a întâmplat la Paris, Barcelona cred eu că va face tot posibilul să să și intre în formă, să și refacă moralul. Iar Leganes e probabil exact adversarul potrivit. Un lucru de adăugat înainte de a încheia capitolul La Liga, revine Bale în această etapă, e în lot, se pare că e refăcut, deja s-a antrenat și ar putea fi pe teren chiar în această etapă, probabil nu titular, ci intrând pe parcursul jocului. Bun, mergem în Serie A, acolo unde avem un meci interesant, Milan-Fiorentina. Milan scârție din toate încheieturile, e o echipă care are multe deficiențe, un lot destul de modest, dar sperăm să o vedem poate în sezonul viitor ceva mai consistent. Ar fi frumos un campionat în care Milan, Juventus, Napoli și, mă rog, celelalte mari echipe să se lupte la titlu, nu să o vedem pe Juventus singură făcând legea în campionat. Milan vine după două rezultate oarecum pozitive, să spunem așa, victorie la Bologna, asta în condițiile în care a jucat cu doi oameni în minus și a marcat pe final, și 1-1 în deplasare la Lazio, însă credeți-mă, forma milanezilor este departe de ce ar trebui să fie. E o echipă chiar modestă. De partea cealaltă, Fiorentina cu moralul bun după meciul din Europa League, a câștigat la Borussia Mönchengladbach, cu Tătărușanu scoțând la începutul meciului o minge extrem de importantă. A fost și o bară a celor de la Mönchengladbach, dar în cele din urmă Fiorentina a câștigat partida și cred că are un moral destul de bun în acest moment. Să nu uităm deficiențele pe care le au cei de la Fiorentina, atât faza defensivă, cât și relațiile de joc lasă de dorit. Noi ne gândim la un ambele marchează. Atalanta, formația clasată pe locul 5, primește vizita lui Crotone, penultima din Serie A, și aici iarăși ne gândim la goluri. Ne așteptăm ca Atalanta probabil să câștige, dar n-ar fi de mirare să câștige într-un meci în care ambele marchează, Crotone strânsă cu ușa și e un moment în care nu prea mai are de ales, trebuie să încerce să facă mai mult. Așadar, ambele marchează și peste două goluri cu handicap asiatic. Și, bineînțeles, unul și ambele marchează. Empoli-Lazio, gazdele marchează. Pescara-Genoa, ambele marchează. Îmi cer scuze, Empoli-Lazio, gazdele marchează, pardon, dar probabil și ambele vor marca. Pescara-Genoa, ambele marchează. Bologna primește vizita celor de la Inter și ne așteptăm aici să vedem un meci spectaculos. Vă spuneam, Bologna e o echipă extrem de răvășită în momentul de față și interiștii cu rezultate bune în ultima vreme probabil le vor pune mari probleme celor de la Bologna. Cred că ar putea chiar să câștige această partidă. Roma primește vizita celor de la Torino și mizăm pe ambele marchează și cel puțin 3 goluri în meci. Torino vine după acel 5-3 cu Pescara, să nu uităm, și cred că mai are resurse să pună măcar
mici probleme celor de la Roma. Sperăm că ambele să marcheze și probabil Roma va și câștiga această partidă. Chievo joacă cu Napoli și aici e un lucru interesant. Să știți că Chievo nu este o echipă foarte rea. E o echipă interesantă. Mie îmi place Chievo, dar nu joacă la potențialul ei. Iar în această etapă, din păcate pentru Chievo, are un adversar extrem de dificil. Napoli are un avantaj moral contra lui Chievo, pentru că a bătut-o în fiecare dintre ultimele 4 întâlniri directe și credem noi că și de data aceasta Napoli ar putea să câștige. Napoli care neînvinsă în deplasare de 4 luni, ar putea fi una dintre formațiile care încă să nu și pierdu speranța de a o prinde pe Juventus. Sampdoria joacă cu Cagliari și încercăm oaspeții marchează. Cam astea sunt ponturile din Serie A. Mergem și în Bundesliga, acolo unde sunt câteva întâlniri interesante, mai ales cea dintre Dortmund și Wolfsburg. Dar vom începe cu partida Mainz-Bremen, acolo unde ne așteptăm să vedem goluri în ambele porți. Mainz s-a învins-o pe Augsburg, dar nu e greu să o învingi pe Augsburg. Ați văzut, Augsburg a pierdut astăzi pe teren propriu cu Leverkusen 4-1. Așadar, Mainz cu moral bun după această victorie și jucând pe teren propriu contra lui Bremen. Bremen într-o situație dificilă, este în zona retrogradării și cu toate astea pare capabilă să se salveze. Credem noi că va fi un meci spectaculos, un meci disputat cu goluri. 1.60 este cota pentru ambele marchează. Borussia Dortmund joacă cu Wolfsburg, iar la Dortmund apele sunt extrem de învolburate. Sincer, eu cred că Dortmund nu are antrenorul pe care îl merită. Tuchel face ce poate, e clar, e evident că se implică, dar se pare că nu este de ajuns. E bine, Dortmund vine după două rezultate absolut dezastroase, învinsă la Darmstadt, ultima clasată, cu 2-1, la capătul unui meci foarte slab. Am văzut meciul și a jucat slab. Și înfrângere în Liga Campionilor pe terenul Benficăi. Așadar, oboseală, moral scăzut. Trebuie să privim cu mare atenție această partidă, pentru că Dortmund probabil va prinde un loc de Champions League, dar trebuie să înceapă să joace altceva decât până acum. Wolfsburg, de partea cealaltă, are și ea un moral bun, pentru că tocmai a câștigat cu Hoffenheim, surprinzător oarecum, și în această idee n-ar fi exclus să vedem gol în ambele reprize. Unibet-ul, spre exemplu, oferă varianta asta, gol în ambele reprize, și cred eu că merită încercată. Hamburg joacă cu Freiburg, mizăm pe 2-4 goluri în această întâlnire. Borussia Mönchengladbach, care vă spuneam că a pierdut cu Fiorentina, în campionat are 3 victorii consecutive și joacă cu Leipzig. Leipzig care iarăși dezamăgește. Bine, în Bundesliga cam toată lumea dezamăgește, în afară de Bayern München, care Bayern München nu dezamăgește, ci păcătuiește, să spunem așa, pentru că poate mult mai mult decât arată în acest moment. Dar Leipzig a pierdut la Dortmund, un meci disputat, un meci în care a jucat bine, un meci în care a făcut ceea ce trebuia, a pierdut. Asta e viața, unor joci bine și pierzi, dar apoi a urmat meciul de acasă cu Hamburg, 0-3, și o lipsă de reacție a lui Leipzig, care nu mai pare echipa de până acum. Pare că s-a stricat ceva acolo, pare că și-au pierdut un pic din încredere. Dacă se pun, din nou pe treabă și reglează situația așa cum era până acum, zic eu că Leipzig ar putea avea în continuare un sezon magnific, așa cum a fost până în urmă cu 2 etape, însă lucrurile în acest moment sunt delicate. Forsberg, jucătorul de care vă tot povestesc de fiecare dată, a jucat bine în înfrângerea cu Hamburg, dar degeaba joci bine dacă nu te ajută și colegii tăi. E un pasator nemaipomenit, un om care deschide jocul, luminează partida, și vă sfătuiesc, dacă aveți vreodată ocazia să urmăriți pe Leipzig, să vă uitați la acest număr 10, un jucător nemaipomenit. Ambele marchează, așadar, o cotă de 1.66.
6. Köln joacă cu Schalke și iar vedem în tradiția, buna tradiția meciurilor din Bundesliga, un meci cu goluri. Hertha primește vizita lui Bayern München și normal, după succesul cu Arsenal din Liga Campionilor, ne așteptăm ca Bayern să continue pe aceeași linie, să câștige această partidă la Hertha. Hertha e echipă de teren propriu, echipă greu de bătut acasă. Nu cred că vor fi foarte multe goluri, dar mizăm și pe un interval de 2-4 goluri la o cotă de 1.50, iar statistica ne spune un lucru interesant. Hertha a pierdut fiecare dintre ultimele 11 meciuri directe cu Bayern München. E bine, cam atât din campionatul german. Haideți să facem o vizită și în Franța. Marseille o întâlnește pe Rennes și Rennes e o echipă care are probleme. N-a mai câștigat de 7 meciuri, are 5 remize consecutive și este evident că abordarea celor de la Rennes este una prudentă. Cu toate astea, Marseille începe să se adune, începe să se exprime într-un mod diferit față de startul campionatului, iar în clasamentul meciurilor jucate pe teren propriu e pe locul 4, așadar e o echipă bună pe teren propriu. Să câștige oricare repriză, o cotă de 1.36, probabil va câștiga și meciul. Eu mă aștept să câștige Marseille. Angers joacă cu Nancy, sunt echipele de pe locurile 14 și 15, au 27 de puncte, cu două mai multe decât Can, echipa care se află pe locul de baraj. Așadar, meci dificil, meci extrem de important și așteptăm să vedem goluri aici, cel puțin două goluri în meci, o cotă de 1.53 în campionatul Franței, sunt cote mai mari la goluri și iată, doar două goluri, 1.53, zic eu că e o cotă foarte bună. Lorient joacă cu Nice și mizăm pe X2. Bordeaux primește vizita lui Genkamp, 1x și cel puțin două goluri în meci, o cotă de 1.65. Genkamp, care e o echipă care suferă atunci când joacă în deplasare. 4 din ultimele 5 meciuri jucate pe terenurile adversarilor au fost pierdute. Apropo de Nice, înainte de a trece mai departe, Nice până la urmă nu e echipă chiar atât de rea, iar în campionatul Franței este evident că n-ai cum să le iei fața lui Monaco și PSG, însă un loc 3-4, un loc care te poate duce în cupele europene e o chestie nemaipomenită pentru Nice. Pe terenul ultimei clasate X2, o cotă de 1.42, zic eu că este nemaipomenită. Bordeaux joacă cu Genkamp, așadar 1.2+. Lyon joacă acasă cu Dijon. Și Lyon are în acest moment un moral nemaipomenit. Tocmai a câștigat la Almar în Europa League 4-1. Cred că am putea vedea goluri în ambele reprize și să nu uităm că în tur rezultatul a fost 4-2 pentru Dijon. Lyon are de luat o revanșă și cred că forma bună și moralul ridicat o vor ajuta să câștige această partidă și probabil o vom vedea și un meci atractiv. Metz, echipa cu a doua cea mai slabă apărare a campionatului, joacă cu Nantes și mizăm evident pe goluri, peste 1.5 goluri în meci, o cotă de 1.46, iată ce vă spuneam de cotele mari pe care le oferă campionatul Franței. Și mai avem o întâlnire, PSG Toulouse. E bine, oricine s-a uitat la meciul din Liga Campionilor PSG-Barcelona, cred că fără să mai stea pe gânduri o să se repeadă să mizeze pe formația gazdă. Dar nu e o cotă chiar așa de atractivă, așadar încercăm alte variante. Peste 2.25 de goluri, o cotă de 1.40. Acum o să întrebați cum tai un gol în 4 ca să-l faci 2.25. E bine, cota asta este un handicap asiatic, 2.25, înseamnă următorul lucru, că dacă se dau 3 sau mai multe goluri, pariul e câștigător. Dar dacă se dau doar 2, pierzi jumătate din miza pe care ai avut-o pe meci și jumătate o primești înapoi. Adică nu pierzi toți banii dacă se dau doar 2 goluri.
ceea ce e nemaipomenit. Și mai avem un meci, uitasem de el, Can Lille, X2, o cotă de 1.50. Și în tur, Lille a câștigat cu 4-2 partida directă cu cei de la Can. Și e adevărat, vine după o perioadă proastă, 3 înfrângeri consecutive, dar sunt toate înfrângeri la un gol diferență. Și dacă o să vă uitați la adversari, o să înțelegeți că Lille nu trebuie neglijată în această deplasare, pentru că a pierdut cu Lorient, e adevărat, să pierzi cu Lorient e foarte rău, dar a pierdut cu 1-0, n-a pierdut cu 5-0. La PSG a pierdut cu 2-1, un meci strâns, un meci în care a avut foarte multă ambiție, și pe terenul lui, pe teren propriu cu Angers, iarăși înfrângere cu 2-1. E bine, cred că ar putea să scoată un punct la Can. Oricum, evident, meciul va fi unul strâns. Au ajuns în momentul în care vom face un tur prin campionatele care se mai desfășoară și începem, de fapt, cu o cupă, Cupa Angliei. Cupa Angliei, prieteni, a ajuns în faza optimilor de finală și programează și câteva meciuri interesante. Huddersfield joacă cu Manchester City. Iată, englezii pun pauză campionatului pentru ca în weekend să se joace cupa. Atât de importantă este cupa și cred că lucrul ăsta ne spune ceva. Noi pariem pe goluri, cel puțin 3 goluri în meci, o cotă de 1.61. Middlesbrough joacă cu Oxford United, iată unde a ajuns Oxford United, sub 3 goluri cu handicap asiatic, adică dacă se dau 3 goluri primim bani înapoi, dar noi mizăm că se dau mai puține, 1.52. Millwall Leicester 1x. Leicester, știm despre ce e vorba și ar putea Millwall să dea lovitura aici, 1.56. Și Fulham Tottenham, iată un derby londonez în cupă, în optimile cupei, cel puțin 3 goluri, Tottenham trebuie să-și revină, trebuie să înceapă să marcheze, pentru că e păcat, e chiar o echipă frumoasă și poate ieși din impasul în care se află. În Championship, în Liga a doua engleză, Barnsley cu Brighton, ambele marchează la 1.86, Cardiff Rotherham 1, solist, o cotă de 1.54, Burton cu Norwich 2 fără remiză, o cotă de 1.42, Wigan Preston, gol Wigan la o cotă de 1.36 și Newcastle Aston Villa 1 solist la o cotă de 1.61. Colegii mei de la site-ul pariuri1x2.ro sunt extrem de pasionați de campionatul englez, chiar și de ligile inferioare, și urmăresc cu mare atenție. Așadar, cred că aceste ponturi din ligile inferioare trebuie luate foarte în serios, mai ales că sunt și cote mari. În Ligue 1 avem Sheffield Scunthorpe, ambele marchează, 1.80, și Southampton-Northampton 3+, adică cel puțin 3 goluri, o cotă de 1.84. În Ligue 2, Liga a patra, Doncaster cu Luton 1 cu handicap asiatic 0, o cotă de 1.49, Exeter Stevenage 1 solist, o cotă de 1.75, și Wycombe cu Carlisle, ambele marchează, o cotă de 1.86. Mergem și mai adânc, săpăm în campionatul Angliei până unde se poate. În National League, Barrow cu Torquay, oaspeții marchează, o cotă de 1.63, Islay cu Tranmere 2 fără remiză, o cotă de 1.67. Gateshead cu Forest Green, ambele marchează, și North Ferriby cu Dover, oaspeții marchează cel puțin 2 goluri. În Liga Națională Nord avem 3 partide selectate de colegii mei de la pariuri1x2.ro. Boston Darlington, ambele marchează, o cotă de 1.50. Brackley cu Flyde 3+, o cotă de 1.65, Salford cu Stalybridge, Salford victorie la cel puțin 2 goluri diferență, o cotă de 1.65. Mergem în Portugalia, în prima ligă, acolo unde Sporting joacă pe teren propriu cu Rio Ave,
1 solist, evident, la o cotă de 1,39, probabil o victorie confortabilă a lui Sporting, dar noi mizăm pentru siguranță pe 1 solist. Chavez cu Aruca, 1 fără remiză, o cotă de 1,52. Și mai avem două campionate, prieteni, pe care le trecem în revistă. Evident, aici timpul nu ne permite să detaliem, să vorbim despre toate meciurile așa cum am vrea, dar pe site-ul nostru, pe pariuri112.ro, o să găsiți o mulțime de analize și toate meciurile importante, detaliate, cu jucători indisponibili, cu echipe probabile și așa mai departe. Așadar, Olanda, Eredivisie, PSV, NEC, peste 2,5 goluri, Twente cu Heerenveen, ambele marchează, și Viteze cu Ajax, avem oaspeții câștigă oricare dintre reprize la o cotă de 1,37. Și ultimele două partide sunt din Elveția. Young Boys Berna primește vizita lui St. Gallen. Mizăm pe cel puțin 3 goluri în această partidă, o cotă de 1,44. Și Basel cu Lausanne, 1 și 3 plus, o cotă de 1,43. Prieteni, vă doresc un weekend plăcut, vă doresc baftă la pariuri, să câștigați pe ponturile noastre și ale dumneavoastră și să ne revedem luni la ora 24, așa cum ne-am obișnuit, cu zâmbetul pe buze. Până atunci, vă urez toate cele bune și baftă la pariuri!